Consiliul Superior al Procurorilor a decis în ședința de vineri 27 septembrie să stopeze concursul privind alegerea noului procuror general al Republicii Moldova și a respins dosarele depuse anterior. Decizia a venit după ce legislativul a operat modificări la legea cu privire la procuratură. Membrii CSP au anunțat că se vor conforma noilor modificări legislative. Potrivit noii legislații, procurorul general va fi ales de CSP dintr-o listă scurtă, prezentată de o comisie instituită de Ministerul Justiției și îl va prezenta spre numire președintelui țării.